V-ați întrebat vreodată cum vă arată clasamentul Ligii 1 doar cu youtuberi? Ei bine, astăzi l-am alături de mine pe Tudor Buțan, care va avea un loc special în acest clasament până la finalul acestui video. Ești pregătit, ce zici? Sunt pregătit, știu că vor urma ceva probe grele. Eu văd acum că ai tricou cu farul, geacă cu farul. Stai să văd ce mai am pătătos. Acum, ce mai... Hopa. Și Manchester United. Ăsta nu prea e în Liga 1, dacă știi ce zic. Și... A, da, poate era Steaua acolo. La ce echipă crezi că o să fii pe clasament? Ca și echipă m-aș încadra undeva la UTA Arad, Universitatea Cluj, pe acolo, sau cu puțin noroc. Poate astăzi și farul, cine știe? Bă, asta mă gândesc. Poate farul e pe locul 1 când filmăm noi clipul ăsta. Poate cine știe, dacă prind o zi bună, că totul va fi din prima, asta îmi place la tine. Asta e. Totul este din prima, dacă prind o zi bună, direct farul, tot ce se vede. Poate și mi-o vin dacă... Nu, fără mie. Pe parcursul acestui clip, Tudor va efectua diverse probe și la fiecare probă va avea niște puncte. La final vom vedea pe ce loc se va clasa în campionat pe la urmă. Așa că rămâneți până la final, pentru că și eu sunt tare, tare curios să vedem pe ce loc este acolo, ori farul, ori mioveni. Prima probă este penaltiul. Tudor, ce zici? Ești pregătit? Câte dăm? 3 sau 5? 5. 5? Ok, și avem și portar. Avem și portar. Domnul Dragoș acolo în spate. La fiecare gol dat, primești 3 puncte în clasament. Oh. Deci dacă dai 5 goluri de 15 puncte, wow, ce zici, ești pregătit? Da, ai zis că te bani la proba asta. Hai să vedem. Let's go. Primul șut de astăzi. Mamă, vreau să nu ratez, pe bune. Vreau să mă clasez cât mai sus. Bine! Deja 6 puncte. Bun! Deci ia de la farul, m-am dus spre Țepsi, Sfântul Gheorghe. Gata, băi. 5... Câte? 11 puncte? 11 puncte. 11 puncte, da. 11 puncte, dai și tu, da? Hai, tată! Hai, 3 puncte aici. Vituri libere, da? Câte dau? 5. 5. Vino aici în spate, să vadă traiectoria. Bă, fraților, eu cred că Tudor va da încă 2. Ce zici, Tudor? Câte crezi să dai? 2 din 3, așa zic și eu. 2 din 3, hai să vedem. Aproape să apere. Una, mai. Bun, felicitări. Felicitări. Câte puncte ai zici? 2 goluri? 6 puncte, da? 6 puncte, deci 11, 12 cu 6, 18 puncte. Deja ești în clasament acolo. Sunt bun. Sunt în cărți. Hai să vedem următoarea probă, sunt mega curios. Acum Tudor va da pase. Prima oară pasă scurtă, medie, lungă și după va da centrări. 8 pase total. 8 ori 3 puncte, 21 de puncte deja. Și tu spui dacă e ok sau nu pasa. Spun dacă e ok, tu vei da chiar mie acolo când exact stau în poartă. Hai. E ok, n-am ce să zic, a fost chiar ok. Hai să vedem aici. Și asta a fost ok. Până acum n-ai avut nicio problemă, deci... Hai! După ce treci de asta și următoarea, vei da centrări. Hai să zicem un punct jumătate, nu, 2 puncte ai. 2 din 3. Gata, hai! A prins efect frumos, dar ce zice, încă 3 puncte. Și acum hai cu centrările. Pe sus, da. Un punct. Corect. Departe. Gata, s-a terminat. Băieți, Tudor s-a descurcat destul de bine. Eu zic să-i dai 17 puncte pentru că a dat 6 ori 3, mă rog, la una am de așa. Deci 17 puncte avem. Următoarea probă, ultima probă, dar cea din urmă este viteza, dar și forța în același timp. Deci faci flotări cu mine, cine obosește primul pierde, gen. Dacă faci flotări cu mine primești încă 5 puncte. Unde pleci? Păi știu că nu ești în formă, dar ce să-ți fac? Dacă face peste 20 de flotări, să zicem. 20? Peste 20 de flotări cu mine deodată, iei 5 puncte. Când a zis cu mine,
Am crezut că se urcă peste mine, să fac cu el. A, vrei și așa? Nu! Hai, stai, oh, ha, bine. Gata? Hai, 20 de flotări. 20, 3, da? 2, 1, hai! Una. 10, nu? 20. Felicitări, te-ai făcut un pic roșu la față. Puțin așa. Poză de thumbnail, să zicem. Felicitări, ai luat 5 puncte. Acum, ultima probă. Viteza. Viteza, ok. Scoate sub 10 secunde și e iar încă 5 puncte. Sub 10 secunde. Și acum, băieți, hai să calculăm suma totală, să vedem chiar pe ce loc s-ar plasa Tudor. Ce zici, Tudor? Unde crezi că ai fi? Pe ce poziție? 7, 8. Băieți, după ce am analizat aici toate datele, toate golurile lui Tudor, am ajuns la concluzia că are 45 de puncte. Bun. Ceea ce ar semna că ar fi pe locul 6. Bine! După excepție pe 6 cu 49 de puncte. Ești, Dragoș, oficial, suntem în play-off, corect? Ești în play-off, felicitări. Deci nu ne-am dus în play-out, suntem în play-off. Nu cu FC Argeș, mă. Sepsi direct, asta e echipa. Asta e. Sepsi, locul ai noroc, poate prins și Conference League-ul. Da, corect. Până atunci, băieți, nu uitați să dați un like. Câte like-uri să facem, Tudor, azi? Peste 500 de like-uri. 500 de like-uri, hai să încercăm aici 500 de like-uri. Eu m-am dus, el a fost Tudor, până data viitoare, pa, pa! Gagi care ca și-aveau eu. Na, 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 na.